ar trebui să fie și 2 la a doua. Deci mie trebuie numărul acesta să fie 2 la a doua, ori 997 la a doua, oriceva și celălalt totul la a doua, sau la a patra, sau la a șasa, sau la a opt. Dar eu sunt înnebunit. Vreau neapărat să mai apar un 2. Pentru 2 ăsta din față, 2 ori 997, pentru 2 ăsta mai trebuie un 2 de undeva. 997 nu mă oferă încă un 2. 997 e clar, e număr impar. Ar putea să ne dăm cu S tot, să ne dăm ce a fost cu S și după să mulțim cu 2. Păi nu, de unde să-l mai mulțim? De unde un 2? Nu avem. Că el, asta e marfa de subradical. N-am ce face, e trist. Atât e subradical. E 2 ori 997, care e număr impar, 997 număr impar, nu mi-oferă un 2, și un alt număr lung, lung, foarte lung, cu 1 la sfârșit. Ce fel de număr este și acesta, cel de-al treilea? Tot un număr impar. E tot un număr impar? Da, e număr impar. Mă, ăsta e drăguț să-ți dea ție un 2? Nu. Nu, nu, fii atent că nu vrea, nici ăsta nu-mi dă un 2. 997, nici el nu-mi dă un 2. Și ce fac eu cu 2-ul ăsta din față? Ce să fac cu 2-ul ăsta din față? Are el șansa să fie 2 la a doua sau 2 la o putere pară de undeva? Nici 2 la a doua nu mai este. Nu mai este un 2, nu mai oferă nimeni un 2. Da. Și ce spui acum? Ce poți să-mi spui? Dacă 2-ul ăsta nu poate fi sprijinit de încă un 2, ca să fie 2 la 2, să am șanse să fie pătrat perfect, înseamnă că tot numărul constant. Mulțim cu unul din termeni. Da, dar dacă mulțim cu unul din termeni, atenție. Aici vreau să te conduc pe tine, că aici am rămas noi. Încă nu ți-e clară situația. Te rog să spui dacă numărul următor 2 ori 17 ori 19 2 ori 17 la a doua ori 19 la a doua. Deci 2 ori 17 la a doua ori 19 la a doua. Este pătrat perfect ăsta? Nu. Nu, pentru că 2 ăsta suferă, da? 2-ul ăsta nu mai e din față, nu este 2 la a doua. Deci de aceea suferă și el spune, din cauza mea, să strică toată treaba. Aveți voi în continuare pe 17 la a doua, 19 la a doua, dar deci ăsta nu este, e diferit de un pătrat perfect. Nu e pătrat perfect, da? Nu e un cal la a doua. Dar numărul următor, 2 la a treia, ori, să spunem, ori 17 la a șasea, ori 15 la a doua, acesta este pătrat perfect? Nu este. Cine are, din ce motiv nu este pătrat perfect? Ultima cifră. Nu, e 2 la a treia. Ce să mai bat eu cap cu ultima cifră? 2 la a treia, care se scrie ca fiind 2 la a doua, 2 ori 2 la a doua. Da? Este cub, nu e pătrat. 2 la 3 e cub, dar eu vreau să spun că da. Despre pătrat perfect mă ocup. Deci 2 ori 2 la 2 ori 17 la așa. E o altă metodă care cred că merge. Păi uite, dacă tu mă aștepți un pic, îți dau răspunsul acum perfect. Numai eu acum te pregătesc pe tine că am sesizat aici că nu ți-e clar ce înseamnă pătrat perfect. Deci, în clipa în care unul din factorii acestui produs, unul din factori, nu este pătrat perfect, pot să fie toți ceilalți pătrate perfecte, poate să fie toate numele celelalte pătrate perfecte, dar dacă eu descoper din tot cârdul doar unul care nu-i pătrat perfect, s-a terminat cu ghișițiu. Da. În momentul de față, noi avem așa 2 ori 997 ori un alt număr. Și acum... gata, am înțeles, că toate trebuie să fie pătrate. Asta e, dragule, asta e extraordinar, extraordinar. Fii atent, reacția ta este atât de naturală și atât de frumoasă, iar mie îmi dă satisfacția așa asta că te-am pregătit foarte bine. Deci eu, pentru toți colegii mei,
Dragilor, așa trebuie procedat. Când vezi că ceva nu e clar copilului, nu veni tu și vii agresiv și spui că-i pătra perfect. El a înțeles, a văzut cât de frumos a reacționat. Entuziasmul și naturalețea lui a spus totul. Deci, el a înțeles că la un produs, de atenție, la un produs de factori, pentru a arăta că-i pătra perfect, fiecare membru al produsului trebuie să fie pătra perfect. Da? Dar numai la un produs, nu la sumă, că la sumă am avut mai înainte și trebuia strâns totul ca un produs. Deci, în clipa asta, când am reușit să scriem numărul de subradical ca fiind 2, ori 997, ori un alt număr, puncte, puncte, puncte lung, cu 1 la sfârșit, avem garanția clară că 2-ul nu mai poate primi nu are nicio șansă să mai primească un 2, să-l facem 2 la 2, să facem un pătrat perfect. Pentru că 997 spune, îmi pare rău, nu-ți dau 2, n-am de unde. Eu nu-ți număr par. Nu-ți număr par, nu-ți pot oferi un 2. El 2-ul ăsta zice, da, hai să văd poate următorul. Următorul număr, e un număr foarte lung, nici nu mă interesează câte cifre are. Dar zice, și eu sunt tot impar. Vezi că se termină cu 1 la mine. Și dacă se termină cu 1, și eu impar. Nici eu nu-ți pot da un 2. Și atunci 2-ul din față a cercetat dacă în tot cârdul de termen s-ar mai afla un alt 2 și cerând la fiecare încă un 2 că avea nevoie ca să fie 2 la 2, măcar 2 la 2, nici vorbă de 2 la 3. Dacă un 2 îi dădea cineva, nu era mulțumit. Mai vrea încă un 2 la o altă putere pară. Numai 2 la putere pară îi trebuie lui. Deci ori un 2, ori 3 de 2 înmulțiți, nu? Adică 2 la 3. Și în concluzie, neamai având el nicio șansă, întrebând el cu multă insistență pe toți termenii din produs, pe 997 nu-i oferă, următorul nu-i oferă. Și dacă așa stau lucrurile, iată că noi ne putem spune că numărul acesta e de tipul clar, un număr impar. Este un număr care e diferit de un pătrat perfect. Diferit de cala a doua. Deci numărul care rezultă de aici e diferit de un pătrat perfect. Poate să fie 997 pătrat perfect. Poate să fie și numărul acela, puncte, puncte, 1 pătrat perfect. Nu mă mai interesează. Dacă unul dintre ele nu-i pătrat perfect, înseamnă că tot nu-i pătrat perfect. O strica tot, da? Deci dacă unul din factori nu-i pătrat perfect, să fie sănătos celalți, că el are drept de veto. Deci, da, are drept de veto și a stricat tot. În concluzie, numărul de subradical... Deci nu este număr natural. Da? Da. Deci numărul de subradical nu-i pătrat perfect. Radicalul acela nu se poate extrage exact, deci nu este număr natural. La întrebarea, cercetează dacă numărul acela e natural, răspunsul corect nu este număr natural, dar nu oricum, ci după această aranjare. E spectaculos să ieșiți, îmi place foarte tare. Aș vrea să insist pe chestia asta. Dragule, vreau să mă ajuți, să-mi spui unii crezi că a fost miezul problemei. Unde a fost finețea Egheșițiului? În ce a constat frumusețea Egheșițiului? Prima dată trebuie multă muncă ca să-ți dai seama care este rezolvarea corectă. Așa. Deci, odată un Egheșiț întâlnit, nu trebuie abandonat. El trebuie cercetat. Trebuie înțeles. Faci tot efortul, depui tot efortul pentru a scormoni în mintea ta, tot felul de șmecherii pe care le-ai învățat tu. Și primul pas a fost ăsta. Trebuie să organizăm numărul de subradical ca un pătrat perfect. Da sau nu? Dacă îl vom reuși ca un pătrat perfect, atunci înseamnă că radicalul e număr natural. Dacă nu, nu. Deci prima idee care stă la baza noastră, la baza debutului Egheșiții acesta era să reușim sau nu. Atenție, da? Reușim sau nu. Și atunci am vrut să-ți dovedesc ție și tuturor prietenilor noștri care vor vedea acest filmuleț că la matematică nu-i totul de la început foarte clar. Știi cum e?
exact cum a intrat într-o cameră și e noapte, întuneric, și așa, când citești Egeșițiu, te afli exact în situația asta. Și ești într-o situație delicată și te întrebi ce să fac. Trebuie întrerupătorul. Știi la unde umbli. Cauți ce? Întrerupător. Dar până să ajungi la întrerupător, neștiind unde e întrerupătorul, ideea, de fapt, asta este esențial, ideea aceea, te lovești de tot felul de obiecte din camera aceea. Deci te alegi cu cucuie suficiente. Și când deodată ai dat și ai găsit întrerupătorul, s-a făcut totul lumină. Este perfect, este nemaipomenit. Este spectacol. Iată, asta este matematica. Deci, Egeșițiu trebuie să te prindă, să fie al tău, să-l înțelegi. Și începe studiul. Mi s-a întâmplat așa să mă țin un Egeșițiu și 2-3 zile, o săptămână. Deci, din clipa în care Egeșițiu m-a prins, eu nu mai pot, nu m-am liniște, nu reușesc să mă odihnesc pur și simplu cu gândul că trebuie să fac Egeșițiul ăla. Și deodată apare undeva ideea. Așa cum ați văzut, dragilor, am ținut să fac Egeșițiul acesta datorită frumuseții lui și la prima citire și am dorit să imortalizăm modul în care trebuie gândit. Ce trebuie să fac? Cum? Sigur că cel mai ușor este să abandonezi. Da? Cel mai simplu este să abandonezi. Dar asta nu e... Azi abandonezi și se face un reflex în a abandona și dacă te încarci cu ideea că nu poți să-l fac, gata, ești departe de a mai face matematică. Tot timpul complexul acesta al neputinții de a duce Egeșițiul la capăt te va încerca, va fi tot timpul prezent în mintea ta și nu vei reuși. Deci trebuie să înțelegeți că așa trebuie abordat Egeșițiul. Mai vedem o dată și nu mi-ai răspuns exact. Unde ți s-a părut cheia? Unde ți s-a părut întrerupătorul? De fapt, povestea cu întrerupătorul mă interesează foarte tare. Unde crezi tu ca... Factorul comun. Foarte tare. Foarte tare. Deci factorul comun, da. Și forma de la sfârșit. Extraordinar. Deci factorul comun, scrierea lui ca 2x997 și vezi, nimic n-a fost în zadar. Cu zerourile acelea ne-a folosit nouă. Că în clipa în care a dat factor comun am sesizat că numărul care e în paranteză se termină cu 1. Da? Da. Ei, scrierea deci, a numărului respectiv ca fiind 2x997 ori un alt număr impar, deci 2 ori un număr impar ori număr impar, este momentul în care am găsit întrerupătorul. Aici este momentul. Pentru că în clipa asta am văzut că 2 are nevoie insistentă, deci o nevoie maximă de a mai câștiga un 2 de undeva de la cei doi factori. El este nebunit, vrea încă un 2, vrea neapărat ca să fie și el 2 la 2, să aibă și șansă să iese de subradical în final, da? Cum știi bine că se scoate de subradical dacă e pătrat perfect. Și cum 997 număr impar, și celălalt este iarăși un număr care se termină cu 1 și este un număr impar, nu îi mai oferă niciunul din cei doi factori un 2, iată-l pe el trist că nu poate să fie la a doua sau la a patra sau la a șasea, 2-ul, și nefiind la o putere pară, anulează toată construcția. Cum crezi că... Spune-mi? Și din asta vreau să zic că rezultă că nu sunt, că nu e numărul acela pătrat perfect și nu aparțin numele naturale. Exact. Dragule, dacă ai înțeles Egeșițiul și am convingerea că ai înțeles, aș vrea ca să modifici un pic Egeșițiul și să punem noi în loc de 1994 alt număr. Care îți vine ție în minte acum foarte repede, încât să facem o simplă modificare. 2510. Ai pus la întâmplare, da? Da. Nu vreau la întâmplare, vreau șmecherie. Dacă ai înțeles bine Egeșițiul, acum când îți propun să faci, să aduni, nu la întâmplare. Trebuie să fie un număr deștept.
ca să aibă aceeași calitate ca atunci când scoatem un factor comun, să aibă doar doiul acela și celălalt care rămâne. Deci pe aceeași tehnologie. Acum, ușor, pătrundim în mintea autorului. Și vrem să vedem cum, care a fost ideea lui, cum și-a aranjat șmecheria. Deci doar atât îți cer. Să modifici pe 1994, dar nu cu o cifră la întâmplare, ci cu... cu număr, nu cu un număr oarecare, ci cu un număr deștept. 1996. Facem așa. Când scoatem un factor comun pe 1996, se va întâmpla, va fi 1996, pe lângă un număr lung și cu unul la sfârșit, nu? Da. Bun. Care e 1996 scrie ca fiind 2 ori cât spune tu? 1996 împărțit la 2. Da. 998. Nu-mi place. Că 998 are un 2 în 998. Și nu l-ai făcut fericit. Vezi? Putem să extragem un 2 de la 998 și să-l punem la 2. Așa, vezi, îl fac. Da, da, l-ai făcut pătrat perfect și ai stricat tehnica. Că noi trebuie să arătăm că nu-i pătrat perfect. Hai să vedem dacă ar fi fost 1992. Deci nu 1996, că ai văzut ce se întâmplă 1996, din păcate nu ne face jocul. Dacă ai fi fost plus 1992, 1992 din loc de 1994. Scoatem pe 1992 în factor, pe lângă un număr lung care se termină cu 1 la sfârșit, da? Da. Și care se scrie ca fiind 2 ori 996 și 6, da?